Salutare tuturor, sunt Andy și suntem aici cu băieții ăștia mari. Vezi că prind asta dacă o arunc sus și apoi încerc să o prind? Ia. O, oh, îmi dai și... Încearcă, prin plan. Oh! Unde a căzut? Stai că aia e... Aia e cu rom, să nu călcați cu ea, băieții. Vezi unde știți eu. Mă rog, în caz că nu știți, ele ping, stunter și mai e și Maxules pe acolo. Ce? Păi tine te știe lumea, băi, cum? La nu știu pe Max. Suntem întâmplător, ne-am aflat la același hotel și iarăși întâmplător ne-am împrietenit și iarăși întâmplător am fost și ne-am comandat mâncare și întâmplător suntem în aceeași cameră acum. Nu e așa că e ciudat, patru băieți într-o singură cameră, fără fete. Nu te, nu mai te mai strâmba. Lasă că o să iasă din baie fetele. Da, bă, stați acolo, fetelor, nu ieși sângă, eu n-am terminat. Da, după ce terminăm, vă rugăm să veniți. Până atunci mai rămâneți alea. Deci cred că o să mai filmez puțin mai mult și o să pun asta ca D1, pentru că toate celelalte filmări care le-am făcut le-am pierdut. Să vă spun față de șmecheră. Le-am descărcat în calculatorul organizatoare, între ghilimele, care ne-a chemat pe noi toți acolo. Și... n-am putut să le randez acolo, în același timp n-am putut nici să le descarc înapoi în telefonul meu, așa că au rămas acolo, deci ales bules praful sau ales gata. Ce expresia asta? Mi-e place, nu știu, știu de când eram mic. Bules praful sau ales? Ales bules praful sau ales, știi, ceva da. Gen repede, uh-huh. Chestii din astea, crazy shits. Da. Auzi, știi că-i melodiei pe fundal, da? Bă, eu nu iau copyright, nu știu să zic. Nu prea îmi dau, decât dacă îmi dă cineva. Doar dă-o aici, poate nu mai. Am fost și la piscina, poate o să filmăm și mâine la piscină. Ce ziceți, băieți? De fapt, sigur o să filmăm. Mâine mi-au telefonul și filmez. Vei dat idei. Cui? La... să-mi dea, să-mi dea copyright. Hai bă, să dea, las, că se ocupă mașinima de mine. Bun, mai prearătăm o dată pe băieții ăștia obosiți, care n-au nicio treabă cu ce, sunt, ce înseamnă lumea vlogging-ului, ce știu ei. Mai bine gaming, mai ușor. Da, deci am pierdut cam tot staff-ul care l-am filmat până acum, sper să-l recuperez. Și o să nu știu ce ceva să lipesc acest clip cu altceva, dacă nu, dacă o să apară așa. Uite ce comentarii. Ne vedem data viitoare. Strike-uri sau... ne vedem data viitoare în care o să vă povestim. Ia ziceți bă de fetele alea acolo, cum se numesc? Iar uitai. Ce? Cum se numesc fetele îmbrăcate frumos? Cosplayerițe. Cosplayerițe. Fetițele alea sunt... mortale. Nici nu sunt îmbrăcate frumos, nici n-avea una fusta până la fund și când am mers pe scări noi eram jos și eram ceva gen. Vedem cam tot. Să nu rămâi acolo, nicio problemă. Am făcut poze cu majoritatea, eventual, dar nu cred că o să pot să pun pozele pe telefon, să editez clipul de pe telefon, să bag și poze, cam greu. Vrei să faci editing și pe telefon? Am mi-am luat program. Unele și tu pe Facebook. Păi da, n-am de unde să randez, înseamnă că eu o să-mi pun clipurile, deci filmez azi, filmez mine, filmez pe mine și pun clipurile luni, marți, miercuri, joi, știi? Da, deci cam, cred că o să lipesc cu altceva dacă nu o să-l pun așa că deja are 3 minute cam lung. Dar nu o să fie day 1 ăsta, o să fie ceva gen... Night 1. Night 1. Bun. Mamă, o să vă zic ceva după clip. Haideți, cam atât a fost cu acest clip, lăsați bravo, un like, îmi place să las oamenii în curiozitate. Închid eu că nu mai vor fetele să stea în baie, hai. Hai, ne vedem la viitoare, hai. Pa, pa. Puteți ieșiți, fetele.